Ziua este data de 22 iunie, prima zi pe scădere, 2015. Sunt la barajul Bascov, bagă un buldog în spuliță. Nu știu să spună. Deja cu obletele pe la frente. Apa e cam gălbuie. Venim de la Gole și când trece bibonul. Să trăiți! Merge al nostru? Că noi fusterăm la Goleș, dar nu... Bă, ieri am luat ca lume. Vreo 8... Eu vreo 8 kg, da, are tone. Acum la amiază se duce la curent. Pe ploaie îl găsești și pe la malangă, la debarcader și sub pădure. Aia erau vreo 7 inci, da. Mai lua câțiva la peșteșori, dar greu. Pe debarcader, în rest, dacă e dereai cu musca, faci ai treabă. Tot așa no, e curată ca asta. Dar mai e iarba așa. Am aici cineva. Mai e iarbă. Dar a fost mișto, adică e... Și în general trage mai pe seară. E mai bine îl încerc eu în curentul acolo, adică mișto sare acolo. Hai să trec pod. Nu prea are chef nici ăsta, nu? Ia uite un biban și atacă un peștișor, uite-l. Ia uite-l. Vino mă la muscă, pă. E și biban aici, e de de-aia Nea Emil la asta. E și biban aici, în Bascov. Nu vrea să bage, da, am văzut. Luai vreo 3 pe acolo. Nu, îl interesează la ora asta. Știe el când sare musca. Acum vara, dacă nu i-o lăsam pe apă, nu-l lua. Trebuie să o ridici pe apă. Să strag altfel. Tipul ăla... Curem pe acolo. Trebuie să sară asta, mă, că e. Că... Nu, nu, am venit direct aici. Păi vin de la Goleș de acolo, știi? Am dezamăgit, așa m-a dus ăla la amiază. Ce să faci, mă, Toni? Păi zice, când a tras? Ieri pe ploaia aia de... Ia să strici și camera, s-a făcut CD-ul, nu se mai vede nici pe aici. Și bă, mă duc la Bascov, mă joc la obleț. Oricum nu m-aș mai duce pentru o oră jumate cât trage el și așa a scăzut apa. Ieri... Aseară nici nu mi-a tras pătaluz. După ce am prins pe aia la pădure, m-am băgat acolo la taluz să vedem nimica. Da.
Bă, ce putere are, fuge stânga, dreapta, să ducă dicta mai buldo. I-am făcut un... Am fost și eu, dar a rărit așa. Am făcut niște filmări. Nu mai era decât câțiva. Nu știți canalul meu de Gabriel Ivan? Urmăriți. O să pun filmele de ieri. Mai vedeam pe cameră, unii filmele n-am să le bagă. Poftim? Da. Deci pe ploaia, o să vedeți ce înseamnă un pescuit pe ploaie. Mie îmi place, eu am făcut multe partide pe ploaie, ca lumea. Fugeau ea în mașină și o luam văduviță la muscă, sui zbiceni. Am luat în 3 ore 9 kg. Iar o fire, frumos. Păi hai să fugim în mașină, bun, să fugim, eu dădeam după afară. Tras o prin muscă de ochi cu buldo, uite cum dăm noi acum. Trăgeam și opream, uite așa. Trăgeam și opream, trăgeam și opream. Și odată le vedeai, se repeza pe ele, găsem apa scăzută. Dar nu e problemă, că acum poți să dea și cu buldo scufundător, dacă nu e chiar deasupra. Dar erau pe curențe, am să mai mă duc o dată să încerc special pe râu, după peștele ăsta. Tot așa, s-a pomenit la 10. Eu dacă nu știam când trage avatul, m-am apucat și o să dau. Nu l-am nimic, ce are bă, dă? M-am dus părul în jos așa. Când am văzut pe ăsta, a început o ploaie, mărunt așa, mai mare, mai mare. Am văzut eu că se repede ceva, ia, bă, zic, e ceva mișto, dar ce-o fi? Că nu se prindea. Aveam fir de 16 și cu 3 sau 4 musculiți. E, până la urmă una s-a înțepat, știi? Și trăgeam de ea, grea, bă, s-a lăsat pe curent, trăgeam la del. Bă, era plaja, era niște nisip acolo. Tăteam, trăgeam de ea, zic, bă, puternică. Am luat una, două, trei, zic, bă, să mai... Nu scol șoferul, că ăla era obosit doar de ea. Zic, stai să vedem cum merge treaba. Era unul pe la plut. Când în stânga mea, când în dreapta mea la plută. După ce a fost că luam eu într-una, zic, domne, dar mie nu-mi trage, domne. Păi, nu, domne, dau mai departe, dau la alte jonglerii de-astea să vedem care treabă. Și am luat două, eu când trăgeam pe aia, a venit alta la ocazia, ataca musca de alta. Și am tras de amândouă, până la urmă simțea că e mai ușoară. Am scos doar un pește și două muște. Și zic, bă, acum stai nițel. Am tăiat firul, tot ce aveam eu, monturile alea, și am pus fir de 25. Țin minte. Și am început cu muștile de 8, că oricum muștile de 8 sunt mai serioase, mai mari. Pe fir de 25, să vedea. Și iar, trage, oprit, trage, oprit. Și după aia a început, trăgeam câte două. Mamă, ce mă luptam cu ele. Ia uite-le, bă, mă. Și am înțeles că sunt trece de kil bucată. Adică ia să crească mare. Și am zis, mamă, ce mișto. După aia m-am dus cu un prieten. Când m-am dus, am găsit apa crescută. Și am dat, dar nu ne-ai mai tras, dar... Nu știam șmecheria să-i dăm și noi între ape. Că oricum, tot pe curent era pe acolo. Da. Ce facem? Ha? Puțin colo la Pavelescu. Păi tot asta e. Dacă nu trage pe curent ăsta acolo. Când îi vine ora, mănâncă el, nu, e. Păi da. Și la biban, dacă nu vine 8, dacă la 8:20 începe să mănânce. Să vin și eu la curentă, la mai mic de acolo, să vin. E, vă dau eu un pom mișto cu pești. Cu mrene, dacă vă place. Ca să vă rupă firul. A luat 4 la jumătate de chil și i-a rupt. Jos, trebuie să mă duc eu cu Virgil să fac filme. Că... Tot... Nu, mreană. Șalăi! Azi că vine acum și vorbim acum dacă vreți pești ca lumea. Că sunt râurile pline, ce n-ai, mor de bătrâne pe acolo. Trebuie să mă duc eu pe râu, într-o zi cu voblerul. E frumoasă și mreana asta.
Deci cam la 18 mă, 22 iunie. S-au făcut zarzare, dar nu s-au făcut ele așa pe 22 iunie. Nu s-au făcut să acolo pe iunie. În iulie, unde frate, ia zi-mă asta. Asta e aproape coptă. 22. Da, bă, e dulce. 22 iunie. El i-a mâncat dulea. Nu știu ce e copt. Am zis și pentru băieți. O să fac aia. M-au florit și murile. Ce sună afară. De ziceam de mreană de la Golești în jos. Da. La râmă ce că au luat ăsta. Păi nu, trebuie să știți doar numele meu de telefon, că după aia eu când plec, Gabi, vrea să merge la Omreana. Deci că n-am voie să spun, dar e la echipajul de filmare, e valabil. Și alt pont bun, noaptea mă încășa lău. La tu trebuie să la voblere, ele sunt masa pe așa prindeau surâsănești. Ne uităm la ei. Ele sunt avânătoare. În jos, păi nu, dar știți că stau atât în jos? 15 bucăți la vreo 2 kg într-o seară. Eu zic că e frumos. Că bucata de 2 kg de frumos. Am avut și o aventură cu un prieten. O să-i dau cu bățul ăsta care l-am acum. Mi-a schimbat eu vârfa, mă, să-i vei, dar mi-a dat unul. Și am spus eu al vârstul de carbon. Să-mi iau un fir de 0,10. El atunci l-am dat cu 0,08. Și m-a dus pe Olten în jos. De la Slatina mai jos. Cu barca să ai sonar. Mie acum nu mai trebuie sonar, că eu știu locul, mie trebuie doar barcă, să mă duc cu un cineva care are barcă și îl duc eu la loc al meu. Eu începătul la prima partidă la twistere, că tot la ăsta întrezi la twistere, unul după altul, unul după altul, bă, să poate, am încercat alte șmecherii, nu merge. Zic, ia dă și mie un twistere, mă, să mă joc și eu. Îmi dădea țăcănituri, dar eu dădeam scurte înțepătul ca la Big Band, dar nu lua nimic, ia, da. Mi-a zis ăsta, bă, simți ceva? Bă, simți niște țăcănituri, dar bar n-am de la ce-o fi. Și bă, trebuie să dai tare, să-l iau, mă. Și m-am apucat să dau tare. Când m-am apucat să dau tare, am luat unul de 800, unul în kg jumate. După aceea hai să schimbă locul. Și el acolo, el dădea acolo și eu pun spatele lui. Dau cu twister, las pe fund. Am văzut șmecherier, deci strângi firul și cobor cu firul întins așa. Pa! Să aruncă el când coboară. Când coboară, dar a ridicat, a strâns repede și coboară așa cu firul întins. Și acolo contează gramajul, 12 grame de deam. Unii dau și cu 7, se scoboare lent așa, nu știu. Să simți om. Și ești cu firul întins, uite, cu degetul așa pe ăsta, uite cum se ține mâneta la șalău, cum am învățat. Deci nu se ține așa, se ține ultimul și cu degetul pe ăsta să simți țocul. Așa, și când am simțit țoc, când am dus împătura, a rămas bățul blocat. Bă, nu se poate. Și îl dau lui, frate, zic, trage tu, de vezi ce e pe aici, că mi se ca înțepenii ăsta. Se ridică în picioare, îl controlează, a, e pește. Cred că e de la cum stă, zice el. Bar n-am, nu mă pricep la asta, tu m-ai luat aici, la monștri. Și când scoate cântărit, știți cât avea? 4,2 kg. Recordul meu personal, la prima partidă. Și el a luat de 3 kg, a luat mulți. A luat și somn de 3 kg, 4 kg. De-aia zic, acolo trebuie barca cu sonar. Și am mâncat de la 7 dimineața până la 5 seara. Aia a fost o zi de neuitat. Nu știu dacă ați văzut filmul. E chiar promovat pe filme, la pescuit, șalou și somn mare pe râul Olt. 1.10.2014. Am văzut o filmare de-n barcă acolo. De-n barcă, da. De-n barcă, da.
să mă împăc la. Da, acum vreau să plec și pe Delta, pe toate astea. Avantajul meu e acum că am luat o baterie ca să filmez foarte multe ore pe zi. 7-8 ore. Omul să vadă acum. Ieri am băgat 30 de filme. Cu clempă, recea, cu toate ele. Acum vrem să plecăm la Alexandria. La Alexandria, crap, caraș, ducă și clean la greu. Ieri bea, uite așa sar pe mal. Ce? Uite Alexandria acolo. Și mai mergi 20 de km, 140 de km. Dar am zis, stăm două zile, mă duc cu niște băieți miercuri. Sau o zi, dar stăm și mai am pe Valea Oltului, unde n-am dat deloc de când am luat mașina. Deci dacă faci niște filmări pe Valea Oltului, cred că tot arge și se duce acolo. Dacă luam clean la Chil și Avat, că aveam trei muște, la Chil câte trei odată, cum băgai, cum scătoai, s-a strâns lumea ca la circ. Moioagă de-aia măreană, noaptea la vierme, așa să te tăi cu bățuite, să te bățuite bun. Plum de 20 cu lisant, cârlic de 10, așa, cu 8 viermi. Și stătea așa noaptea. Noi l-am văzut pe unul, că de la Plută, am băgat și noi Plutele aerul până la urmă, pe niște, s-a mai agățau. Ei, la un moment dat, stăteam la vârf, făcea țic, 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 treia să uite, dai, să duia bețele cu mrele. Și acum am umplut barajul de la Robești, să vezi ce frumos e. Vreau să ajung neapărat. E frumos, e răpitor mult ăsta. Sau la Turnul Roșu, nici nu mai vorbesc. Câineni, păi eram renele, uite așa, la 2 kg, 3 kg, stăteam din apă. Și frumos curge printre pomi. Și acum vine coada la barajul ăsta, vine printre pomi și urcă frumos. Și tot peștele urcă pe râu. În spate, da. Să ajung eu să fac niște filme. Să bag muștile la muncă, să... Vreau să prind și mreana aia la muscă și... De-aia îmi făceam planuri de mrene. Eu vreau să o prind la muscă și căraputul la muscă. Cred că intru în Golești într-o zi să dau la crab la muscă. Ce crăpăraie acolo. Da, ce fac, băi, de barcade. Ce mai bună, băi, așa. O să fi rămas ăștia mici. Hai mă, ești eu la ora asta. Asta trebuie jonglat. Lasă mai repede, văd. Să duceți, văd. Vă zic că dacă o tragi mai repede, se duce după aia, altfel. Mai pățit-o într-o zi. Și unde n-am dat noi, mă? Unde n-am încercat, în spatele pietrele. Mai bine o lua la curent, ia de grăște. Dar până nu încerci. Vreau să mă duc la piatra aia. Mai dau așa. Să-i păcălesc. Ce faceți aici? Pontun? Ah, că văd că se sapă.
Mă duc la piatra aia acolo, stau și la umbră să vedem că acolo ar trebui să o ia. Uite acolo. Eu acolo mai avusei trăsături, dar aici am. Vedem acum dacă se bagă. Hai că ajung eu. Bă, la umbră, că n-am luat nici. Sunt cu capul descoperit. Deci toate zarzările, ce n-am mai copte? Sunt pe jos, ca să știi. Și nu e zărzăric, o vitamină de la Domnul. Gata, ajunge. De pe aia îngreșeam. Mamă, se fiartă la soare. E pețică. Cumva să iasă-mi și ăla. Pește la asta. Să trăiți! Ba, fai! Lăsați la vârf, așa? Trăiți! Ce să-i dau la piatra asta? Nu merge, că nu e ora. N-am să mă duc, să mai mă duc pentru o oră jumătate la Goleș, la Biban. Mai bine stau aici până seara. Că oricum pe seara trebuie să fie bine. Să trăiți, să dați. Pe seara după masă ar trebui să fie apăci. Și când trage e frumos asta. Ia pe gazdă, ieri am fost pe ploaie, când a plouat. Aici? Da, am avut pe legem, dar e impermeabilă. Păi cred că pe ploaie a luat. Am luat și am luat de 25-30 de bucăți am luat. Nu o rezumată, că n-am stat bine. Păi, a fost bine. Da, super. După masă ați fost? Acum 3 zile a fost show. Am făcut show. A tras și mai bine, nu? Celălalt am făcut show. Astăzi nu a avut în nicio formă. Am luat... Azi e zi complicată după ploaie. E zi complicată după ploaie. Am agățat acolo de două ori. A, nevale. Am lăsat două ori în acolo. Bine, era apa deasupra, că a scăzut acum. Da. Și am agățat. Nevale. E mai repede acolo, nu mai băga, cred că nu. Nu vânează eu degeaba. Nu, vânează, că n-am uitat și eu. Dacă vâna era, am dat la. Cine știe că... Că găsești vreunul nemâncat așa. Da, apa nu e chiar murdară. Eu zic că e bunicit. Nici rău, dar nici. Da. Mă uitam la cadranul ăsta, că jumate se vede și jumate se vede mai încet. E intrat apa pe lăsa. Să vedem pe filmare cum se vede. Mă interesează pe filmare, că de cum mai văd. Trebuie să-mi iau și o cameră pentru apă. Am luat la porcărie, am luat la
până la noapte, după aia nu mai dădea. Știu, da, păi dădeau băieții la... Dădeau la fileu două oblete. Nu, am dat la peștișor. Dar ultima dată când l-am luat, am ridicat o plasă de aia în menționament, doi care azi de azi mor, mari. Da. Așa schimb o plecă, una o plecă, un divan de la cuplă. Cred că era de vreo două zile de tot acolo. Am înțeles. Da. Păi mai bagă ea din sală acolo. A băgat, căcați ea, la portăria. Da. Pe acolo bagă. Dar nu trecut când de așa la un vară, nu? Cam, eu știu că am fost și neacostel de la Ruș. Cam tot perioada asta. Acum și după aia iulie. Cam toată iulie. A fost și neacostel de la Ruș și mi-a zis și mie. Și am stat și eu până la unu dimineața, dar eu n-am prins. Dar... De-ai de la, cam duc la 5 încolo începe, 5, 6, 7, atunci începe. Până la 12, după aia până la 1-2 mai dă rar câte unul așa, dar a prins bucățele, frumos, nici mari, nici. Eu am luat la muscă unul acolo, la vreo 3-400. La peștișor. Luam la... Păi, și dați la lansetă? Acolo, de la Bradu, lacul ăla care l-a secat. Aha, l-a secat acum. Și dați la lansetă, la vârf, așa, nu? Asta unde l-am secat, băgai ea lăuă și n-aveai cum. Dar ce, la ce dădeați? La boarță? Și să nimerea, să prindă. Ah, n-avea treaba. Nimerea, da. Dar peștișor viu? A viu oricum o lua. La mort oricum. Așa o lua și pe urt. Că aveai peștișor viu, dădeau ăștia la oblet. Acolo a dat prietenul meu și a luat mulți mici. A cupă căldura asta într-o anul trecut, dar la râmă. N-a mai fost acum, anul ăsta n-a fost de el. La râmă. Trebuie să fie a scăzut, dar mai aproape până la balastieră. Da? Da, e blan. Până la balastieră. Deja nu mai sare. Da. Dimineață sărea. Păi dimineața vânează și el. Vânează și el. Băi vârful, că eu am zis că e de la vârf. O să se ia în lateral. Da. Și oricum și acum mai intră pescar cu barca pe acolo, mai e un polițist. Aia nu-mi place, dar am început să bage plasele și nu-i păcat. Păi nu cred că ăsta... Era singurul mai cetat și nu-ți place prin așa. Ăsta cred că nu bagă plasa polițiză, dar cred că dă normal. Pe Golești? Da. Pe Golești au plasă de carte de... Era că am prins o plasă. Da, da. Când am venit să mulinez, m-am agătat în plasă. Păi nu zice ăștia că să ia de ea cu plasă, că nu știu. Da, e doar teorie. Bă, am făcut o pauză, pe bună. Mai schimbăm informații. Dar tot văd că nu prea merge. Ce are? Râul iar e plin de șală. Dar s-au dus ăștia, am înțeles, doi vecini de mine, care s-au dus să dea la... Au luat o peștișor din... La Golești acolo, de unde vaporașul, da. Vaporul din golful ăla, de la ponton. Și după aia s-au dus în dreapta podului vreo 200 de metri la primul respect. Și că biban la Chir, vreața acolo.